După 1989, uzinele de produse sodice, principalul beneficiar al forței de muncă pregătită în grupul școlar de chimie industrială, o altă denumire pe care a primit-o liceul nostru până în 2012, au intrat într-o etapă prelungită de regres, fapt care a obligat unitatea noastră să se orienteze spre noi calificări profesionale cerute pe piața forței de muncă, atât în țară, cât și în comunitatea europeană. Din 2012, liceul nostru poartă denumirea de Liceul Tehnologic Ocna Mureș, denumirea atribuită prin ordin de ministru tuturor grupurilor școlare din țară. Mulțumindu-i pentru sprijinul acordat la reabilitarea sălii de sport, a sălii de kinetoterapie, a altor anexe ale unității noastre, toate realizate în acest an, aș vrea să-i dau cuvântul domnului primar, Silviu Mințele. Doamnelor și domnilor profesori, stimați invitați. Cei 40 de ani de educație în cadrul Liceului Industrial de Chimie, azi Liceul Tehnologic, reprezintă o continuare firească pentru învățământul apărut în Ocna Mureș după construirea uzinelor Solvay. Școala de ucenici a fabricii Solvay, înființată în 1898, urmată de școala profesională, înființată în 1948. Sunt începuturile unei școli de tradiții care a stat la baza pregătirii a zeci de generații de elevi. O școală emblematică pentru orașul nostru, pentru continuarea, pentru comunitatea Mureșană. Conceput inițial ca formator profesional pentru personal din industria chimică, Liceul Industrial de Chimie a trebuit să se adapteze schimbărilor economice din ultimii ani și să diversifice domeniile de pregătire ale absolvenților săi. A reușit în primul rând, prin cadrele sale didactice, să-și mențină existența ca liceu, chiar și în condițiile manifestărilor majore și bruște din învățământul românesc. Probabil că istoria acestui liceu, bobușile și bobușile sale, bucuriile și tristețile care au fost în cei 40 de ani, este cea mai bine relatată în cartea care va fi prezentată în cadrul acestei festivități. Veți găsi descrise în paginile lucrării, emoții și gânduri ale unei foști și actuali profesori. Veți găsi visele și dorințele de atunci ale unei foști elevi. Toate acestea au fost scrise cu suflet, dragoste și respect față de acest liceu de către doamna profesor Maria Rasa și domnul profesor Ioan Mițele. Astăzi, la această aniversare, doresc să mulțumesc tuturor foștilor și actualilor profesori, maestrilor care, din cursul celor 40 de ani, au pus numărul la existența acestui liceu. Doresc să mulțumesc tuturor absolvenților care s-au format profesional ca oameni și au adus mai departe tradiția profesională a acestei școli timp de 4 decenii. Ce pot să doresc Liceului Industrial de Chimie acum? Să rămână în continuare un simbol al învățământului Ocna Mureșan, un sincer la mulți ani. Ce vreau să vă spun, cum ne desfășurăm noi acum activitatea pentru că aniversăm
problemele și cu bucuriile și cu celelalte întâmplări mai plăcute și mai tensionate, activitatea de profesor și activitatea din interiorul școlii și de ce să nu recunoaștem faptul că mai avem și o astfel de probleme din partea unor economiști amatori care și-ar dori să umple undeva la finanțarea învățământului, nu e vorba de local, nu e vorba de zona generală a României, unde singura bucățică unde se mai poate umbla la bani este învățământul. Din nefericire, trebuie să ne ocupăm timpul și cu așa ceva, dar activitatea principală noastră este cea de la clasă. Și rezistăm în continuare fenomenului clasic la nivelul întregii românii și pe plan local. Ce vreau să vă spun? Dacă dintre dumneavoastră există un interes pentru a afla ce se întâmplă, în ce stare este școala acum, nu vreau să monopolizez discuția despre realitățile zilei, vă așteptăm să ne întrebați pe cei care suntem în momentul acesta în exercițiu funcțiunii, pentru ca să vă, știu eu, să vă lămurim care sunt apele în care ne desfășurăm acum activitatea. Deci vă așteptăm să ne întrebați despre ce se întâmplă acum. Nu pot să spun că altceva decât vă mulțumesc încă o dată că sunteți atât de mulți participanți aniversați la acest eveniment. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Care au fost în această școală, doresc să vă adresez